Rădus face senzație deja la Pandurii după doar 3 etape scurse din acest sezon. A jucat titular, meci de meci și a marcat de 3 ori deja pentru Pandurii, după ce la Steaua nu reușise să înscrie niciun gol mai bine de un sezon. După cele 2 goluri marcate în partea Ceahlăului, unul foarte spectaculos cu călcâiul fiind cu spatele la poartă, Rădus își păstrează modestia și nu crede că a reușit ceva senzațional. Am reușit să marchez eu. În altă etapă ați văzut, am marcat nici Tori Bec, nu contează ce marchează, e important să câștigăm. Cine a fost talismanul, Gina sau tatăl? Nu, cred că pe echipa m-a ajutat să evoluez mai bine decât o făceam înainte și tot ce am găsit aici, la Pandurii. Alături de Răduț, în tribune, au fost și la acest meci tatăl, dar și iubita sa, fotomodelul Gina Pistol, care îl susține și îi ia alături la fiecare joc și a devenit între timp suporter al echipei Pandurii. Răduț le-a dedicat celor dragi ambele goluri de la meciul cu Ceahlăul. Pentru familie, pentru persoanele apropiate și care au crezut întotdeauna. O inimioară de avans pentru persoanele dragi care au crezut întotdeauna în mine și momentele grele au fost lângă mine. Renaști? N-am murit încă. Nu, v-am zis, eu am găsit o echipă frumoasă, știam de sezonul trecut, am și repetat-o în enumărate rânduri și mă bucur că am reușit să mă integrez destul de repede și să-i ajut să câștige partide. Bucur de evoluția echipei și sper să o țină așa tot campionatul. A arătat ceva de inimioară. Am mai spus și data trecută. Se pare că la fiecare gol arată semnul ăsta. E pentru cei dragi. Și îl primești? Bineînțeles. Mare cât inima mai știi. Ai da. Și... Da, nu știu. Acum dacă, Doamne ferește, s-a întâmplat să vreodată să mai fie și meciuri în care să facă egal, în cel mai rău caz, sperăm că nu o să dați vina pe mine. Nu, eu știu, eu sper să por noroc. Fotomodel, actriță și prezentatoare TV Gina Pistol consideră că Pandurii joacă un fotbal frumos și spune că se bucură pentru Mihai Răduț că a ales să joace la Pandurii. Artista nu regretă plecarea lui Răduț de la Steaua, chiar dacă era vorba de echipa sa de suflet, și se bucură că acesta a ajuns să fie antrenat de Petre Grigoraș. Eu am mai discutat așa cu un prieten care se pricep la fotbal și au zis că Pandurii, echipa Pandurii are un stil de joc foarte frumos. E bine că a ajuns Mihai la Târgu Jiu să joace și să... Da, mă bucur foarte mult pentru el, pentru că are ocazia să arate ce poate. Eu țineam cu Steaua pentru că tatăl meu ținea cu Steaua, era stelist și fiind bărbatul în casă, trebuia tot să țin cu Steaua. Dar îmi pare rău de ceea ce se întâmplă și sper să își revină. Dar să își revină atunci când se va întoarce Mihai la echipă. Îmi pare rău, Nea Gigi, da. Nu e blestem, dar îmi dau seama că țin cu echipa unde joacă Mihai. Și când de repede se întoarcă? A, nu știu. Asta, nu știu, nu cunosc termeni din contract și nu. Renaște la Târgu Jiu sau renaște sub mâna ta? Nu știu. Cu siguranță sub mâna antrenorului Grigoraș. Am văzut și am înțeles că este un antrenor foarte bun și contează foarte mult pentru echipă.